Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Apel Medical. Sunt Simona Muscă, iar astăzi am onoarea și plăcerea să-l am alături de mine pe profesor universitar dr. Victor Costache. Bun venit, domnule doctor! Bine v-am găsit, Simona, și mulțumesc pentru invitație. Și văd aici pe CV-ul dumneavoastră foarte multe titulaturi și de asta am și spus că sunt onorată și ușor emoționată, aș recunoaște. Sunteți medic primar de chirurgie cardiovasculară, cofondator al primului centru de chirurgie cardiovasculară într-un spital public din Franța. Vă felicit pentru acest lucru și cofondator al primului centru privat universitar de chirurgie cardiovasculară și toracică din România. Domnule doctor, profesor universitar doctor, vă propun să discutăm astăzi despre chirurgia minim-invazivă, dacă este aceasta chirurgia viitorului. Dar înainte de asta, telespectatorii noștri sunt curioși, când ați ales să deveniți medic și de ce? Practic am trăit cu dorința de a fi medic. Vin dintr-o familie cu foarte mulți medici. Am copilărit în prima parte a vieții într-un spital, bunicii mei având o reședință de serviciu într-un spital și a fost o alegere firească. Am cochetat, să zicem, la început cu chirurgia generală, asta până să încep... până în primii ani de facultate de medicină și apoi, după cum știți foarte bine, sunt ieșean și am terminat facultatea de medicină Grigore Tepeopa din Iași. Iar în anii 90, când eram pe băncile facultății, în toată zona Moldovei era un deficit mare de expertiză pe partea cardiovasculară. Practic nu exista niciun centru de chirurgie cardiovasculară și în momentul de față există doar unul. Și atunci m-am îndreptat spre această specialitate fascinantă și care, vedeți, chiar și acum, după 20 de ani, încă suntem într-un mare deficit. Bolile cardiovasculare reprezintă cauza numărul 1 de mortalitate în România și încă nu avem suficienți specialiști și suficiente centru. Deci, dacă vreți, a fost o alegere firească care apoi s-a orientat în funcție de necesitățile pacienților în zona în care lucrez. Domnule profesor, am înțeles, sunt de studiat în țară, dar știu că aveți numeroase cursuri și studii și dincolo de granițe. Unde au fost acestea? Așa este, vedeți, dumneavoastră sunteți foarte tânără, Simona, eu fac parte dintr-o generație care a crescut, am prins 1989 când aveam 16 ani. 16 ani încep să vezi lucrurile într-un fel destul de matur și practic până în decembrie 1989 nu îmi închipuiam că voi avea vreodată șansa să părăsesc România. Și practic toată generația mea care am studiat în anii 90, apoi am prins facultatea în anii 90, ne-am dorit foarte mult să facem cât mai mult, să studiem în afară, în Occident. Era mirajul Occidentului, medicinii occidentale. De asemenea, gândiți-vă că atunci noi nu eram Uniunea Europeană, nu erau programele acestea fantastice care sunt pentru studenți Erasmus, Erasmus Plus, care ajută studenții să facă schimburi structurate cu universități din Uniunea Europeană și atunci trimiteam CV-ul și scriam. Și astfel am reușit din anul 3 de facultate să fac mai multe stagii de pregătire. Primul stagiu l-am făcut pe partea de farmacologie clinică experimentală la profesorul Mulvani în Danemarca și acolo am scris și primul articol ISI, articol internațional în regim peer review și apoi a urmat în perioada facultății, totalizând, cred că aproape 2 ani reușeam, deci toată vacanța de vară petreceam în străinătate, am avut stadii de pregătire în Edinburgh, Sheffield și în final cel mai lung stagiu de 6 luni în Oxford, în centru de chirurgie cardiovasculară la profesorul Westerby, Steve Westerby, o somitate
De astfel, și acum țin legătura cu foștii mei profesori din Anglia, profesorul David Taggart, care atunci era șef de lucrări și acum este șeful chirurgiei cardiovasculare din Oxford, va veni anul acesta în România la un congres care îl organizăm în toamnă. Cum erau acei ani ai studenției departe de țară, departe de familie? Au fost niște ani grei. Au fost niște ani grei, să ne aducem aminte, chiar din punct de vedere administrativ, era destul de complicat să pleci din România. Aveai nevoie de viză, trebuia să aplici, aveai nevoie de invitații. Era greu să obții o bursă de studiu, dar au fost niște sacrificii care pe urmă m-au ajutat să pot să reușesc la un examen de rezidențiat în străinătate. Deci, practic, după ce am absolvit facultatea de medicină, am mai lucrat un an și am în urma unui concurs de admitere ca și preparator universitar la facultatea de medicină și apoi am dat încă o dată examenul de rezidențiat în Franța. În Franța de data asta. A fost o alegere surprinzătoare care m-a surprins chiar și pe mine. Concurența a fost mare, am fost 15 pe un loc, da, ca pentru a intra în rezidențiatul francez, dar a fost o perioadă grea, m-am pregătit mai bine de un an pentru a reuși la acest concurs de rezidențiat francez, dar cred că a fost unul din momentele de cotitură care m-a ajutat foarte mult pe plan profesional să fac integral rezidențiatul și apoi tot parcursul profesional francez. Domnule profesor, dar cu o asemenea paletă de cursuri, de universități, de profesori, de mentori pe care i-ați avut și de experiență pe care ați căpătat-o acolo, când și de ce ați ales să reveniți în România? N-a fost tentația să profesați dincolo de granițe? Nu erau mai multe șanse, mai multe oportunități? Poate altă aparatură? Sigur, chiar am și profesat. Vă spuneam că în 2002 am dat examenul de rezidențiat francez și am fost alocat la primul stadiu oficial la începutul lui 2003. Apoi am făcut tot rezidențiatul și a urmat perioada de medic specialist și medic primar. Deci am profesat ca medic specialist, medic primar și cum aminteați la început, am fost cofondatorul primului parteneriat public-privat din Franța, din domeniul chirurgiei cardiovasculare, se numește GSS, grup cooperativ sanitar, în care o clinică, un spital universitar cooperează împreună, își pune resursele în comun cu un spital privat pentru a dezvolta o secție nouă într-un loc, într-un oraș unde nu exista acel serviciu. Acest lucru s-a întâmplat în Annecy. În 2010 s-a deschis acest GSS de chirurgie cardiovasculară, în care veneam o echipă de specialiști din partea Spitalului Universitar din Grenoble, împreună cu o echipă de specialiști din grupul de clinici Tonkin, cel mai mare grup privat de chirurgie cardiovasculară din Franța, și s-a înființat o secție public-privată în Annecy. Și de ce Annecy, o să vă întrebați? Annecy este exact la granița cu Elveția și era o zonă în care populația din acea regiune nu avea acces la serviciile de chirurgie cardiovasculară și astfel, în special urgențele, ajungeau în Geneva, să fie operate în Geneva, existând de o proximitate de 30 de kilometri între Annecy și Geneva. Și evident, tarifele care le trebuia să le deconteze Securitatea Socială, deci echivalentul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de la noi, erau mult mai mari ca în Franța. Și atunci au calculat ei că este mult în interesul populației să se deschide un centru francez în acea zonă. Și a fost, dacă vreți, prima mea experiență, pe lângă o experiență medicală intensă și extraordinară de a colabora cu colegii din Lyon, a fost și prima experiență administrativă. Colegii din Lyon deschiseseră deja 3 sau 4 centre, deja ei lucrau într-o rețea de clinici și
vedeți dumneavoastră, ei funcționau ca un fel de franșiză, da? Aveau un model de la trusele standard de instrumente la același design de câmpuri. Deci un pacient care a operat în Lyon sau în celelalte clinici ale lor sau în GSS-ul din Nancy, totul de la fire de sutură, de la cel mai mic instrument, era la timp operator, totul erau exact la fel. Un fel de standardizare foarte eficientă în interesul pacientului a chirurgiei cardiovasculare, care m-a ajutat foarte mult în perioada care a urmat. Vă ascultam cu mare interes și mi se pare așa că ne vorbiți din filme la ceea ce ne-ați descris, că nu departe de anii în care trăim, se întâmplă astfel de lucruri departe de România și sunt onorată că dumneavoastră faceți aceleași lucruri aici și experiența de acolo v-a ajutat. Dar când ați decis să reveniți în România? Am decis să revin în România în 2013. Atunci am fost contactat de fostul rector de la Universitatea din Sibiu, domnul profesor Bondrea, care împreună cu un medic sibian, regretatul dr. Ilie Vonica, care inaugurase un spital ultramodern în Sibiu, care al filiase absolut gratuit universității publice din Sibiu, a dorit să implementeze acest model public-privat. Și atunci centrul din Sibiu a fost ca o franciză grupului nostru lionez. Chiar primele intervenții care le-am făcut cu colegii mei din Lyon, care au venit și au ajutat la demararea programului cardiovascular în România. Am avut astfel anesteziști, specialiști în circulație extracorporeală, toate instrumentele, toate câmpurile, toate au fost făcute pe model lionez și de-aia programul a și demarat și a funcționat atât cât a funcționat foarte, foarte bine. Ce a urmat după această colaborare cu Spitalul din Sibiu? Deci am fost la Sibiu între 2013 și 2019 și la sfârșitul lui 2019 am primit un mandat la Ministerul Sănătății și operam în Sibiu în weekenduri. A fost o perioadă grea, o perioadă intensă. Evident, m-am oprit din operat când a venit pandemia COVID-19. Și când m-am focusat asupra gerării și gestionării acestei urgențe sanitare. Important să nu uităm, țineți minte, în primul val COVID-19 din Europa a făcut victime cu miile, cu zecile de mii în majoritatea țărilor cu un sistem sanitar mult mai bine organizat și mult mai bine dezvoltat. Atunci, organizarea care am făcut-o cu colegii din guvern din perioada respectivă a făcut ca victimele din România să fie, bine, chiar și așa numărul a fost prea mare, în primul val decesele au fost de ordinul sutelor și nu de ordinul miilor și a zecilor de mii. Un aspect care s-a discutat puțin, dar a fost important că n-am pierdut zeci de mii de români în primul val și sistemul sanitar s-a putut organiza cât s-a putut organiza în perioada respectivă. Pentru o perioadă grea, dificilă, da, care nu mai dorim sub nicio formă. Absolut. Dorim profesor... să uităm chiar, dar să nu pierdem experiența care am dobândit-o. Domnule profesor, cum vi se pare că este climatul medical din România față de cel din Franța sau Canada, acolo unde ați studiat? Sigur, aminteați de experiența dumneavoastră de ministru. Știu că aveți și cursuri de management în sănătate. Da. Climatul este diferit, dar problemele și medicii sunt aceiași. Vedeți, medicii români sunt foarte buni, sunt foarte bine pregătiți, dovadă că avem o diasporă medicală fantastică. Cred că în cel puțin fiecare spital mare din lume vom găsi un medic român, cel puțin un medic român care este foarte bine cotat.
Pot să vă dau exemplu imediat de zeci de medici care sunt șefi de secții în spitale mari din străinătate, Șerban Stoica în Bristol, chirurgie cardiovasculară, profesor de chirurgie cardiovasculară, Petru Liuba din Timișoara, profesor de cardiologie intervențională în Lund, în Suedia, Sorin Topor, în șef de secție în Washington, în Statele Unite, pe terapie intensivă, Cătălin Toma în Baltimore, cardiologie intervențională. Vedeți numai câteva nume, în câte o țară diferită avem șef de secție români. Problema sistemului sanitar nu este o problemă de resurse umane. De asemenea, nici nu este o problemă de aparatură, cum spuneați. În România s-au investit miliarde în aparatură în ultimii ani. Problema sistemului sanitar din România este una de hiperreglementare, de crearea unui cadru legislativ artificial unic după model URSS Coreea de Nord, care blochează accesul pacientului la servicii medicale. Asta este problema numărul unu a sistemului sanitar din România, și atât timp cât nu vedeți, suntem în Uniunea Europeană, suntem în NATO, dar încă avem un sistem legislativ care este menținut din perioada comunistă. Orice schimbare, orice reformare acestui blocaj, acestui hățiș legislativ, se face cu foarte mari eforturi și trebuie să existe o sincronizare. Trebuie să existe o sincronizare. Orice schimbare poate fi realizat atunci când se aliniază un ministru care vrea să facă schimbarea cu un președinte de casă, cu un prim-ministru care vrea să facă schimbarea și nu numai populism, și cu un președinte. Dacă această aliniere nu se realizează, vom rămâne cu același sistem sanitar de suet, în pofida faptului că suntem în Uniunea Europeană și cei care au de suferit sunt pacienții, deoarece, din păcate, în România, fondurile din sistemul sanitar nu urmează pacientul și pacientul nu are libertate să-și aleagă specialistul și de multe ori este penalizat, forțat atunci când își dorește să fie îngrijit de medicul în care are încredere. Domnule profesor, dar așa cum spuneați, suntem o țară în care au rămas doctori buni, în care avem o țară cu somități în domeniul medicinei. Și cu toate acestea, mulți dintre români preferă să se trateze, dar și să se investigheze în alte țări. Turcia a devenit accesibilă, există deja o promovare accentuată a acestui sistem, mai ales cu second opinion, și aleg să meargă în spitale care, într-adevăr, vedem și noi că arată mai bine sau la fel ca un hotel de 5 stele și au acolo toate serviciile. Așa este și este foarte simplu și ușor de înțeles, deoarece turcii n-au făcut decât să-și încurajeze reformarea și modernizarea sistemului sanitar. Iar noi am făcut contrariu, noi am făcut totul ca sistemul sanitar prin acest hățiș legislativ să rămână blocat, să nu se dezvolte lucrurile pentru a fi păstrate anumite monopoluri. Da? Și astfel pacienții preferă să meargă să se trateze în Turcia sau în Austria sau în alte țări din Europa sau în Emirate, da, este și acolo o tendință de a căuta un act medical competent, deoarece de multe ori ei ajung să plătească aceleași costuri ca în România, deoarece în România sistemul de asigurări de sănătate este frânat în dezvoltarea lui. Domnule profesor, ați ales cardiologie și chirurgie. Dumneavoastră ne spuneați la începutul discuției că bolile cardiovasculare au mortalitate excesivă. De ce aceste două specialități? Sunt chirurg cardiovascular. Sigur, cardiologia este, să zicem, o specialitate care ne însușim indirect chirurgii cardiovasculari, fiindcă altfel nu ne-am putea trata corect pacienții. În chirurgie cardiovasculară tratăm partea chirurgicală a cardiologiei, dacă vreți, și am făcut această alegere deoarece consideram că pot să ajut cei mai mulți pacienți din țara noastră.
Știu că în România o anumită procedură v-a făcut cunoscut și aș vrea să ne povestiți despre aceasta. Știu că sunt doar 3 medici în România care o efectuează și vreau să ne povestiți despre această procedură. Vorbim de o subspecialitate, să zicem, a chirurgiei cardiovasculare, chirurgia minim-invazivă. Vedeți dumneavoastră, în anii 90, în majoritatea specialităților chirurgicale, a apărut chirurgia minim-invazivă, chirurgia endoscopică, laparoscopică, cu sisteme, cu instrumente noi, cu sisteme moderne de a vizualiza în interiorul pacientului și minimizând în același timp inciziile și ajungând la o chirurgie mai blândă, mai benefică, mai în interesul pacienților. Acest lucru a venit mai greu în chirurgia cardiovasculară și țin minte când v-am povestit de stagiul care m-a marcat cel mai mult în perioada studenției, cea de la Oxford, atunci am nimerit în mijlocul unei conferințe de consensus organizate de profesorul Steve Westaby, când a chemat la Oxford liderii de opinii din acel moment în chirurgia cardiovasculară mondială și atunci l-am cunoscut pe profesorul Alain Carpentier din Paris, pe Tyrone David din Canada, dar profesorul Adams din New York, care au venit toți la Oxford în perioada respectivă să vadă cum ar putea și chirurgia cardiovasculară să demareze un program de chirurgie cardiovasculară minim-invazivă. Și a durat cam o săptămână acea conferință, au fost niște tentative, zicem, de pionierat de intervenții minim-invazive în perioada respectivă și concluzia a fost că totuși chirurgie cardiovasculară e mai greu, încă nu este setup-ul, nu-s dezvoltate instrumentele și au urmat o perioadă de stagnare. Au urmat o perioadă de stagnare și practic undeva la mijlocul, sfârșitul anilor 2000, au început să se reia aceste intervenții minim-invazive. Și am avut șansa, vă spuneam că în timpul specialității, în Franța este un protocol. Ca să devii șef de lucrări, ca să devii cadru universitar, trebuie să faci un an de mobilitate. Da? Deci trebuie să pleci din Franța și să mergi într-o clinică mare din America de Nord. Universitatea din Grenoble, unde era medic specialist și asistent universitar, avea un protocol de colaborare cu centrul Laval din Quebec, al doilea centru canadian, după cel din Toronto al profesorului Tyrone David. Și astfel am avut șansa să fiu un an de zile într-un mare centru din America de Nord, unde se făceau în jur de 2200 de intervenții pe cord deschis pe an, ca să vă dau ca un ordin de mărime, în toată România se fac undeva între 5 și 6.000 de intervenții de cord deschis pe an. Da? Deci ei făceau cât jumătate din țara noastră într-un singur centru. Și acolo am avut șansa să fiu afiliat profesorului François Dagenet, format la Stanford, și care era unul din pionierii pe plan mondial la chirurgii minim-invazive. Ce presupune chirurgia cardiovasculară minim-invazivă? Practic, se renunță în a aborda inima prin acea incizie de la brantă, sternotomia clasică, o incizie mare, inestetică și care, sigur, este o incizie care îți permite să te expui foarte bine, dar pacienții recuperează destul de greu după o sternotomie mediană. Și atunci, aceeași procedură de oprire a corului de reparație perfectă a inimii se face printr-o mică incizie prin spațiul intercostal. Astfel se evită tăierea sternului și recuperarea este mult mai rapidă, scade foarte mult rata de transfuzii, nu vă mai spun durerile, postoperatorii sunt minimale și beneficiu estetic, evident, nu mai beneficii pentru pacient. Dar această procedură vine cu un cost, vine cu un cost enorm pentru chirurg, care trebuie să fie foarte experimentat, să fie pregătit foarte bine, fiindcă, cum vă spuneam la început, trebuie să faci aceeași intervenție perfectă printr-o incizie de 4-5 cm și nu printr-o incizie de 40 sau 30 de cm. De asemenea, mai este, spre deosebire de... Asta a fost unul din concluziile, una din concluziile conferinței de consensus din Anglia. Noi în chirurgie cardiovasculară mai avem un parametru, un dușman, un handicap, timpul.
Da? Deci dacă în chirurgie generală, dacă în urologie, care s-a dezvoltat foarte bine la început, de exemplu o rezecție prostatică, de adenom de prostată, care se face endoscopic sau robotic, poate dura mai multe ore, că pacientul poate rămâne în anestezie fără consecințe foarte mari. În chirurgie cardiovasculară noi oprim inima și acest lucru nu poate dura la nesfârșit. Avem operată de grație de o oră maxim, o oră jumate, două, în care putem face această oprire a inimii. Și dacă nu ai experiență bună, dacă nu ai instrumentele adaptate, dacă nu ai învățat unde trebuie și nu știi protocolul, această intervenție care trebuie să fie perfectă și sigură se transformă într-o aventură în detrimentul pacientului. De aceea revin exact și vă răspund la întrebarea noastră, de aceea suntem atât de puțini care facem această procedură. Majoritatea am fost formați în străinătate și m-a necesitat o perioadă lungă de formare, ani lungi de sacrificiu pentru a însuși aceste tehnici. Domnul profesor, știu că vreți să puneți bazele, sau deja le-ați pus, unui centru de boli cardiovasculare? În momentul de față sunt, bine, de aproape 2 ani colaborez cu Spitalul Sanador, care este cel mai mare spital privat din România, și în momentul de față se lucrează la un proiect foarte frumos care va demara la 1 iulie 2022, în acest an. De altfel vă promit, dacă sunteți interesată, veți fi prima invitată la inaugurarea centrului. Mulțumesc și mă onorează. Va fi cel mai modern centru de boli cardiovasculare, cel puțin de chirurgie cardiovasculară din România. În București? În București, sigur că da, la o extensie a Spitalului Sanador, care va permite o dublare sau chiar a triplare a capacității operatorii din acest spital. Numai instrumente și tehnică ultramodernă și toate în folosul evident al pacienților. Iar de asemenea, tot acest concept va fi în jurul chirurgiei minim-invazive, chirurgiei cardiovasculare minim-invazive, care se practică în acest centru de excelență. Domnule profesor, cam în câți ani credeți, preconizați dumneavoastră, că această chirurgie minim-invazivă, pe care am denumit-o împreună chirurgia viitorului, va fi la îndemâna românilor și va fi cel mai mult accesată și cel mai mult practicată de medici? Când nu se va mai aplica acea tăietură pe stâng despre care ne-ați povestit? Sunt operații care vor fi în continuare făcute, chiar și noi cei care facem chirurgia minim-invazivă și numai în România, pe plan mondial, se vor face prin sternotomie mediană. Mă refer la marile urgențe din chirurgia cardiovasculară, disecția de aortă, transplantul cardiac nu se pot face minim-invaziv, dar majoritatea procedurilor se pot face, de exemplu toate procedurile valvulare le putem face endoscopic minim-invaziv, absolut orice procedură valvulară. În momentul de față noi pregătim o generație nouă de specialiști, da, care de la început, pentru ei asta este normal, asta este firesc. Cred că e important ca tinerii să vadă de la început ceea ce este firesc și să atunci mă amuză că atunci când se duc în altă parte, la o conferință sau la o vizită în alt spital, sunt un pic frapați de diferențele de protocoale. Deci în momentul când această nouă generație care crește în această fază de normalitate va ajunge la maturitate, sigur că dacă aceste proceduri se vor răspândi și se vor generaliza. Domnule profesor, în ce cazuri se recomandă această procedură minim-invazivă? După cum spuneam, toată patologia valvulară pe valva aortică, valva mitrală, asocierea de patologie valva mitrală și valva tricuspidă se pot opera și trebuie să fie operate minim-invaziv. Orice schimbare de valvă și de asemenea orice reparație, una din cele mai frecvente intervenții în chirurgia cardiovasculară este reparația plastia de valvă mitrală. Aceasta se face foarte bine minim-invaziv și chiar le explic studenților și rezidenților mei și doctoranzilor că
abordul minim invaziv este mai benefic atât pentru pacienți cât și pentru chirurg, deoarece una este să te chinui printr-o valva mitrală, vedeți, este orientată spre partea dreaptă a toracelui. Și atunci când tu intri minim invaziv endoscopic prin spațiu drept intercostal și de asemenea ai un sistem endoscopic performant și avem în sală ecrane foarte mari, vedeți, după modelul ecranului care este în spatele dumneavoastră. Una este să vezi valva mitrală cu ochiul liber, să te chinui, să vezi o valvă de 4 cm pătrați și alta să o ai expusă endoscopic pe un ecran cu o diagonală de 2 metri și vezi fiecare detaliu și poți să realizezi altfel o refarație perfectă și care să fie și durabilă. Genul ăsta de operații, atunci când este bine făcută, trebuie să țină cel puțin 20-30 de ani. Există cazuri când ajungem prea târziu la medicul specialist și când nu se mai poate interveni? O, din păcate, da, și vedeți dumneavoastră, perioada asta de 2 ani a lovit foarte mult pacienții cu boli cardiovasculare, pacienții cu afecțiuni neoplazice. Am avut în tot acești 2 ani pacienți care au venit foarte greu la operații. Mulți dintre ei spuneau pur și simplu că le era, chiar dacă majoritatea centrelor de chirurgie cardiovasculară au fost într-o politică non-COVID. Țineți minte că atunci când s-a organizat, am elaborat la Ministerul Sănătății planul alb de organizare a spitalelor, am spus că centrele de boli cardiovasculare și centrele de oncologie trebuie să fie absolut izolate de pacienții cu COVID-19, deoarece asta fusese drama inițială a sistemelor sanitare occidentale, unde au făcut un melanj inițial al pacienților și acești pacienți fragili cu boli cardiovasculare, care sunt imunodeprimați și fragili, s-au infectat cu COVID și s-au pierdut. Pacienții noștri, văzând toată drama din sistemul sanitar, țineți minte imaginile care treceau în buclă, care ne-au răvășit pe toți și care treceau în buclă pe toate televiziunile, imaginile astea dramatice din spitale și foarte reale, au făcut ca mulți dintre pacienții noștri să le fie efectiv frică să vină chiar și la o simplă consultație, care presupunea să intre în spital. Și astfel, patologii și boli care s-ar fi putut rezolva foarte simplu au venit într-un stadiu foarte avansat. Ca să vă explic foarte simplu, într-o patologie valvulară care este lăsată să evolueze pe durata mai mulțor ani, mușchiul cardiac obosește, da? Și atunci își pierde capacitatea de a se contracta și una este să operezi o valvă sau un pacient cu patologie coronariană care are un mușchi cardiac încă funcțional și una este să-l operezi când este în stadiu 4, când mușchiul cardiac de-abia se mai contractă și riscurile operatorii sunt foarte, foarte mari. Deci se întâmplă să existe riscuri foarte mari. Voiam să vă întreb, domnule profesor, care sunt avantajele, beneficiile, dar și dezavantajele pentru un pacient care apelează la această procedură de chirurgie minim-invazivă. Pacientul are numai avantaje. În primul rând, pe lângă beneficiu estetic, sunt pacienți care vin numai pentru beneficiu estetic, să nu se vadă acea cicatrice urâtă de la brantă pe mijlocul toracului și să fie o mică cicatrice ascunsă undeva, eventual la doamne, în spatele sânului, care după câteva luni nu se mai vede. Pe lângă beneficiu estetic este viteza de recuperare. Vă dați seama, la aceste proceduri minim-invazive, unde nu este tăiat sternul, osul principal al toracelui, recuperarea este rapidă. Practic, ei la o săptămână după aceste proceduri pot relua chiar și o activitate profesională. Îmi aduc aminte de un caz, operasem un domn de 76-77 de ani și întotdeauna eu văd pacienții la 30 de zile, la o lună după operație. Și a venit cu fiul lui care l-a adus la medic și m-a impresionat, avea foarte bine grijă de tatălui și mi-a spus: domnul doctor, vă rog să-i spuneți tatălui
să nu mai taie lemne. Deci el, domnul, deja la 30 de zile tăia lemne și am spus, nu, dimpotrivă, am să-i spun tatălui noastră să taie mai multe lemne. Am să-i dau o rețetă, tăiat lemne de 3 ori pe zi. Da, deci vedeți marea diferență în această viteză de recuperare. De asemenea, rata de transfuzie este infinit mai mică după o procedură minim invazivă sau după o procedură prin sternotomie. Recuperarea funcției respiratorii, practic, când face o sternotomie mediană, plămânii sunt oarecum afectați de această incizie și abord delabrant. Deci vedeți, nu mai avantaje în interesul pacientului și, cum vă spuneam, sunt unele patologii în care, după părerea mea, ar trebui tratate numai minim invaziv. Cum vă spuneam, expunerea paradoxal este mult mai bună. Am pacienți care mă întreabă, domnul doctor, nu credeți că e mai riscant pentru mine să fac această, să-mi faceți această operație printr-o incizie mult mai mică? Și am spus, nu, paradoxal, văd mult mai bine, probabil m-am și obișnuit având peste 3000 de intervenții pe corp deschis și din care 1000 sunt făcute minim invaziv. Mi-ar fi greu să revin înapoi și să nu mai fac ceea ce fac în fiecare zi, să mă întorc chiar la chirurgia de acum 30 de ani. După o astfel de intervenție, cât timp stă pacientul în spital? Aici sunt două protocoale și progresiv la Spitalul Sanador implementăm modelul lionez de fast track. Este un model în care pornește la un principiu simplu, care a fost evidențiat în multe studii de specialitate, faptul că pacientul se simte cel mai bine în patul lui la salon. Nu pe masa de operație, nu pe terapie intensivă cu 1000 de monitoare, lumini, alarme, sonerii, catetere. Și acest procedeu de fast track este o muncă în echipa a chirurgului, a anestezistului, a specialistului de terapie intensivă, a celui specialistului de circulație extracorporeală, care face ca chirurgia să fie rapidă, chirurgia trebuie să fie rapidă, perfectă, anestezia să fie cu cât mai puține droguri complicate, sejurul pe terapie intensivă, de asemenea pacientul nu trebuie lăsat odată ce s-au îndeplinit criteriile de care vă spuneam, deci dacă a fost operat repede, fără probleme, fără complicații, poate fi trezit rapid. Vedeți, din lecțiile pandemiei, ați auzit de pacienții cu COVID-19 care stăteau pe ventilator, care ajungeau pe celebrele ventilatoare. A sta pe ventilator nu este ceva fiziologic. Cu cât stai mai mult în această comă indusă pe un ventilator, nu este bine și vei recupera mai greu. Deci acest protocol fast track, care îl aplicăm în chirurgia minim invazivă în centrul nostru, face ca pacienții să stea maxim sub 24 de ore pe terapie intensivă și numai câteva ore în anestezie generală, deci pe ventilator. Și să ajungă rapid la salon, unde sunt preluați de echipa de specialiști, de kinetoterapeuți, practic începem kinetoterapia din ziua 0, ziua 1 cu pacienții. Și astfel ei pot fi externați mult mai repede și integrați în viața socioprofesională mult mai rapid. Domnule profesor, dar există și cazuri pe care le refuzați, știind că există riscuri foarte mari dacă ați începe procedura? Noi avem un, la nivelul societății europene, avem un calculator de risc care se găsește chiar și pe internet. Este online, se numește euroscore.org, da? Și când riscul chirurgical de calculăm la fiecare pacient, când riscul chirurgical depășește, odată ce am introdus toți parametrii, vorbesc vârstă, funcția inimii, funcția renală, antecedentele, complexitatea procedurii, da? Sunt undeva între peste 20 de parametri. Când acest scor de risc depășește acceptabilul, nu trebuie făcută intervenția chirurgicală, deoarece finalul va fi cel prezis de Euroscore. Da? De asemenea, întotdeauna informăm familia și informăm pacientul de riscul chirurgical. Sunt pacienți care au risc crescut.
care, a căror intervenție este singura lor șansă. Dar de asemenea știm că acea grupă de risc crescut că a mai făcut acea intervenție și că sunt șanse mari să reușească. Și atunci informăm familia că este un risc crescut. Ei știu că este unica șansă a pacientului și ne hotărâm, fiindcă este întotdeauna o muncă în echipă, că această procedură o facem sau nu. Domnule profesor, care a fost cel mai tânăr pacient care a apărat la dumneavoastră pentru această procedură? Având în vedere că operez și copii, opera și pacienți cu care aveau 6 luni, da, câteva luni, da, și cel mai în vârstă spre 90 de ani. Deci, în chirurgia cardiovasculară, să operăm o gamă largă de vârstă. De asemenea, în chirurgia cardiovasculară încă nu am separat specialitățile, da? Deci chirurgii cardiovasculare în România pot face, evident, dacă au expertiza necesară și s-au format, pot face și cazuri pediatrice și cazuri adulte. Există un caz care v-a marcat? Au fost multe cazuri care m-au marcat, de exemplu în chirurgia minim-invazivă și acum țin, cred că undeva în iarna lui 2018, eram la Sibiu și am fost chemat de colegul meu de la Facultatea de Medicină, șeful secției de obstetrică ginecologie de acolo, să văd o tânără de 26 de ani în care era pe ventilator în edem pulmonar acut, îi spunem noi, deci la 6 zile după operație de cezariană. Era într-o stare foarte gravă, practic pe sonda de intubație venea sânge, da, veneau secreții cu sânge. Diagnosticul lor era de embolie pulmonară, că a făcut o embolie pulmonară masivă în sarcină și încercăm să-i punem un sistem de asistare de corp la mână artificial, să o scoatem din această stare. Întotdeauna noi în chirurgia cardiovasculară lucrăm în echipă și atunci am fost cu colegul meu medic cu anestezist și specialista cardiologa care face ecografie pe chirurgie cardiovasculară. Și tânăr avea o endocardită, deci o infecție a valvei mitrale, a valvei inimii, care se găsește în mijlocul inimii. Și am dus-o imediat în sala de operație și a fost primul caz din România de endocardită operată minim-invaziv, endoscopic, o valvă complet distrusă. Infecția a pornit de la aparatul dentar al tinerii paciente. Vă dați seama, dramă, ziua 5-a după o cezariană să ai așa ceva. Și a evoluat perfect, foarte, foarte bine. Și la câteva zile, și vedeți încă un avantaj la chirurgie minim-invazivă, la câteva zile își ținea bebelușul în brațe. Închipuiți-vă să ții un bebeluș în brațe după o sternotomie, ar fi fost imposibil. Deci a recuperat foarte, foarte repede și acum știu că este foarte bine. Mai este medicina o provocare pentru dumneavoastră? În medicina este în fiecare zi o provocare. Atunci când medicina încetează să fie o provocare, ar trebui să te oprești. Domnule profesor, dumneavoastră predați la Facultatea de Medicină și ne-ați vorbit cu foarte mare drag despre studenții dumneavoastră. Cum vedeți noua generație de medici față de ceea ce vedem noi în mass media, unde lucrurile nu mai sunt ca pe vremuri, să devenim ori? Fiecare generație este diferită și în fiecare an descoper studenți foarte buni, unii mai interesați, unii mai puțin interesați. Sunt, să zicem, aceleași profile de studenți ca atunci când eram eu student. Este important să țin un nivel, nu țin un nivel jos la cursuri, țin un nivel mediu spre sus, fiindcă vorbim de o facultate de medicină. Medicina, în general, este practicată în toate țările în care am fost. Și atunci așa trebuie să fie și în România și așa și fost. De o elită de elevi ajung la facultate de medicină, deoarece este o specialitate, este o disciplină complicată și care presupune o implicare maximă și o dedicație specială. Nu poate să
ajungă medic, nu poți să ajungi un medic bun dacă nu ești implicat, dacă nu muncești mult în timpul facultății, dacă nu simți că s-a declanșat un cronometru, că atunci când ai plecat pe băncile, când ai intrat pe băncile facultății și ai 6 ani de facultate și câțiva ani de rezidențiat în care să ajungi un medic bun. Și atunci eu nu cred că a scăzut calitatea studenților. Trebuie noi să-i ținem interesați, să-i ținem motivați, să-i punem de la început să facă articole științifice, să intre în sălile de operație, să vadă ce îi așteaptă. Un lucru care îmi place să fac, de exemplu, cu doctoranzii, știți că în fiecare lună octombrie, Societatea Internațională organizează în România Congresul de Profil pentru Europa de Est și avem un network foarte bun de specialiști internaționali. Și uneori îi aduc la cursuri, la rezidenți, la studenți, la doctoranzi. Și am adus și am făcut cursuri comune, doctoranzii cu conducătorul de doctorat din România, cu cel din Olanda, de exemplu. Și în România domnul ministru Funeriu a declanșat o mare dramă când a pus niște standarde minimale în care nu oricine poate ajunge cadru universitar sau poate să facă un doctorat. Trebuie totuși să aibă niște publicații și a făcut foarte bine acest lucru. Și s-a creat o mare dramă că, de exemplu, ca să-ți termin doctoratul, trebuie să ai un articol într-o publicație internațională cât de cât de prestigiu. Dramă, plânsete, memorii, să-l dăm jos, nu facem. Da? I-am adus pe doctoranzii din Olanda, curs comun cu doctoranzii din România și am dat Iorn, de exemplu, un doctoranz, câte articole trebuie să scrii tu, nu la sfârșitul doctoratului de 3 ani. În fiecare an. 4 articole, ceva firesc. Vă dați seama dacă face ceva chestia asta în România. Dar e foarte important să există un șablon, un model de comparație. Da? Deci, în medicină se muncește dacă vrei să performezi. Știu că se muncește și de asta încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și pentru că v-ați făcut timp pentru telespectatorii noștri Canal 33. Domnule profesor universal dr. Victor Costache, vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm de fiecare dată cu același drag și interes. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim, ne vedem data viitoare. We'll be right back.